Candidatul independent la primăria capitalei, Sorin Oprescu, a vizitat adăpostul pentru câini de lângă București, în care au sosit primii chiriași. Sorin Oprescu susține că adăpostul Dogtown este o soluție viabilă pentru câinii fără stăpân din București. Tot ce se adună de pe stradă are unde să intre, când îi colectăm, are unde să intre și intră în condițiile respectând regulamentul și respectând legea. În Dogtown au sosit deja primii 40 de câini, care au intrat pentru început în zona de carantină. Patrupedele vor sta aici 2 săptămâni sub observație, fiind deparazitate și vaccinate, după care vor fi transferate în padocurile speciale. Până la sfârșitul anului, în funcție de posibilitățile lor, nu se folosește niciun ban public. După aceea, pe cei care îi aducem încoace, vedem cum începe să participe primăria și la partea de asigurarea mâncării și a materialelor sanitare, că n-ai de unde să. Dar totul pe o evidență foarte exactă. Câinii care vor fi adăpostiți în Dogtown vor putea fi adoptați inclusiv de cetățeni străini. Capacitatea actuală a construcției este de 2000 de locuri.